Stimați telespectatori, bună seara. Redacția de actualități vă prezintă prima ediție a telejurnalului. Telejurnalul continuă cu turul de orizont în actualitatea internațională. Astăzi dimineața au continuat lucrările sesiunii a doua, celei de-a noua legislaturi a Marii Adunări Naționale. Aceasta a fost, stimați telespectatori, ultima emisiune actualități realizată de Florimitu în acest an. Înainte de 89, vedetele erau de două feluri, de pe marele ecran și de pe micul ecran. Cum îi spune și numele, micul ecran nu era atât de încăpător, așa că cei puțini care ajungeau pe sticlă deveneau repede foarte cunoscuți. Stimați telespectatori, astăzi, 7 decembrie, în sala Palatului Republicii Socialiste România, s-au deschis lucrările Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român. Petre Popescu, generațiilor de acum nu le spune nimic acest nume. Până la Revoluție nu era însă român care să nu-l știe pe principalul crainic al telejurnalului. Televiziunea ar fi trebuit să-i plătească greutatea în aur pentru ce făcea Petre Popescu în emisie. Aveți, să zicem, două minute între sincroane. Trebuia să intri la fix, să ieși la fix. Era cronometru. Era extraordinar Petre Popescu. Actualitățile televiziunii române i-au făcut cunoscuți pe Paul Șoloc, Victor Ionescu, Florin Mitu, Nicolae Melinescu, Cornelius Roșianu. Făceai și reportaj, făceai și documentare, scrieai știrile, ți le și prezentai. Orice greșeală pe post se plătea scump. Ce te putea scoate de pe sticlă? Cabinetul 1, cabinetul 2, cabinetul 3, cabinetul 4. Că știți, mi-a spus cu tare că... E bun, da. Prezenta jurnalul și la un dat vi s-a spus nu mai intri. Da, dacă mi s-a spus că ești prea tânăr, n-ai față pentru jurnal. Să apari pe post era un privilegiu cu adevărat. Prezentatorii trebuiau să inspire credibilitate și să fie serioși. Telespectatorii m-au învățat să iubesc ceea ce fac. Sanda Țăranu a rămas alături de TVR ultima parte a carierei ca producător. Principala diferență pe care o observă la televizor între cele două ere ține de invitați. Astăzi vin mai mult politicieni. Înainte veneau academicieni. Invitații noștri erau oameni foarte importanți, oameni care făceau performanță în meseriile lor. La pupitrul știrilor, înainte de 90, nu a stat nicio femeie. Acestea aveau rolul lor în a îndulci imaginea televiziunii. Crainicele erau prezențele calde de la televizor care prezentau programul serii respective. În emisiunea Dans și muzică de pretutindeni, selecțiuni din spectacolele prezentate la București de ansamblurile folclorice din Gabon și Mexic. Crainicele au fost înlocuite de promouri înregistrate în 1998, după 40 de ani.